între tulburarea borderline depresată și psihoză este o legătură foarte strânsă la sensul, sau în sensul prezenței acelorași tipuri de distorsiuni cognitive. Dacă ne gândim, este un studiu al lui Puri, publicat în 2018, mai este un studiu al lui Graz, publicat pe tema asta și mai este un studiu al lui Staur, dacă nu mă înșel, care arată faptul că același tipuri de distorsiuni cognitive, și anume săritul la concluzii în special, este prezent atât în tulburarea borderline de personalitate, cât și în psihoză. Ceea ce, din start, ne arată faptul că această tulburare este extrem de severă. Adică, cu alte cuvinte, nu vorbim despre tulburare care de personalitate, cum ar fi cel de cluster C, unde există cumva o structură anxioasă, ci vorbim despre tulburare în care apar foarte multe tipuri de disocieri până la urmă. Nu uitați că aceste tulburări de personalitate borderline, și aici e un paradox, împreună cu tulburările de personalitate obsesiv-compulsive, sunt acele tulburări care necesită de cele mai multe ori internări, nu pentru tablou clinic, în special care ține de personalitate, ci în special pentru comorbiditățile cu episod depresiv major. Deci vă dați seama, tabloul clinic e foarte complex, vorbim aici despre niște implicații la nivel cognitiv, afectiv, interpersonal, mai ales interpersonal, care poate să ridice foarte multe probleme în psihoterapie. Nu? Dacă mergem puțin așa la old school, se spune că atunci când tu lucrezi cu o tulburare de personalitate borderline, trebuie să ai propriul tău terapeut. Și cred că vă dați seama din ce cauză, pentru că sunt oameni care identifică foarte rapid vulnerabilitățile emoționale în terapeut și de asemenea folosesc cumva aceste strategii, le putem numi chiar manipulatorii până la urmă, în ideea în care uneori doresc să se regleze emoțional sau dimpotrivă doresc să-și infirme sau să-și confirme anumite tipuri de credință. Bun, acum ce este important? Eu vreau să prezint un tip de tulburare de personalitate a unei paciente de 31 de ani cu o încărcătură până la urmă familiară destul de importantă și aici nu mai este ca și în clusterul B sau pardon, ca și în clusterul C, atunci când vorbim despre un mediu hipercritic, moralizator, aici vorbim deja despre traumă sau cel puțin despre microtraumă. Ideea este că Anca, este o tânără de 30 de ani, divorțată, fără copii și psihoterapia este recomandată cumva de către o prietenă, având în vedere, hai să spunem așa, dificultățile experiențiale prin care acesta trecea. Da? Ideea este că și la locul de muncă au loc niște probleme legate de felul în care această persoană reacționează, furia fiind o emoție de bază. În general, în momentul în care se înfurie, reacțiile sunt disproporționate. Da? Și atunci, bineînțeles că până la urmă, inclusiv șeful ei are ceva împotriva ei și să nu vă mire de fapt această ideație tip paranoid, pentru că este specifică tulburării de personalitate borderline, mai ales în contextul în care acești pacienți devin stresați. În acel moment apare o ideație paranoidă, ceilalți au ceva cu mine, ceilalți sunt împotriva mea și așa mai departe. Da? Bun. Ideea este că în timpul liber stă foarte mult în fața calculatorului, citește și afirmă că nu am niciun sens. Deci în afară de faptul că citește și stau în fața calculatorului, în rest simt că nimica nu mă împlinește, simt că nimica nu îmi face plăcere. Da? Bun, ceea ce trebuie să remarcăm este faptul că părinții și stilul parental a fost unul extrem de rigid și sever. Ea își amintește un episod în care tatăl ei a lovit-o într-un anumit moment și mama ei a dus-o la medic, pentru că aici intervine o altă situație, și mama ei a ascuns medicului adevărul. Nu i-a spus că de fapt pacienta a fost lovită de către tatăl ei, a zis că de fapt copilul a căzut, s-a lovit și așa mai departe. Da? Cu alte cuvinte, până la urmă, este foarte important să remarcăm un stil extrem de dur, da, din partea tatălui și, de asemenea, un stil dintre ăsta demanding în care mama nu face altceva decât să întrebe, ok, oare nu a făcut bine, n-a făcut bine, este ok să reacționeze în felul ăsta, nu este ok să reacționeze în felul ăsta, fără să aibă intervenții, de fapt, concrete în a proteja copilul. Bun. Vă dați seama, până la urmă, aceste lucruri au marcat-o în sens profund și s-au repetat de foarte multe ori. Detașarea emoțională, neimplicarea, abandonul, în sensul că acești părinți nu erau preocupați de binele ei, adică efectiv nu îi interesa, erau atât de preocupați și absorbiți cumva de sine, încât nu acordau niciun fel de importanță nevoilor și trebuințelor pacientei. Bineînțeles că pe acest fond, ea și-a dezvoltat foarte multe credințe și foarte multe scheme până la urmă, care i-au determinat acele viduri interioare. Și acum când vorbim despre vidul interior, aici e o întreagă poveste. Unii dintre terapeuți, unii dintre cercetători afirmă faptul că acest vid interior ar fi de fapt un cumul de emoții și că de fapt pacientul nu reușește să identifice emoțiile. Ele sunt atât de puternice, pacientul nu are capacitatea de a identifica o emoție, motiv pentru care el evocă un vid interior. Acest vid interior este diferit față de cel din depresie și pacienții cu depresie de multe ori în interviurile clinice spun: mă simt gol pe dinăuntru. Atenție foarte mare! Vidul din depresie de obicei este însoțit de o emoție.
cum ar fi tristețea, spre exemplu. În schimb, dacă întrebi un pacient cu tulburare de personalitate borderline, ok, ce simți în acel moment, o să zică nu știu. Deci, cu alte cuvinte, pacientul spune, simt doar un vid interior, atâta, nimic altceva. Deci, acest vid interior este evocat, da, prin această dificultate de a investiga și de a evoca și de a evalua un anumit tip de emoție în relația cu o atitudine sau cu un anumit eveniment anume. Deci, cu alte cuvinte, problema apare în momentul în care există teama aceasta de a fi părăsit într-o relație. Ce trebuie să știți de fapt este faptul că de-a lungul timpului a fost în mai multe relații. Acest comportament n-a apărut în momentul în care abandonul imaginar și, sau chiar real era prezent. Acest self-harm, această automutilare până la urmă, această rănire a apărut de-a lungul timpului ca un fel de răspuns al pacientei la acei trigger extrem de puternici la nivel emoțional. Cu alte cuvinte, este un mecanism de coping. Pentru ea, acest comportament a reprezentat un mecanism de coping prin care făcea față acelui vid interior imens, traducând de fapt în cuvintele ei, durerea interioară, durerea pe care o simțeam, suferința sufletească era atât de mare încât atunci când mă tăiam, simțeam că această suferință dispare. Deci, cu alte cuvinte, își provoca durere fizică pentru că acea suferință emoțională despre care vorbea pacienta, care, apropo, pe care nu putea să o identifice, era doar o suferință, era un vid, dar nu putea evoca un anumit tip de emoție în afară de furie până la urmă, da? Bun, și la primul divorț apare prima tentativă de suicid. Este internată în clinica psihiatrică, nu este compliantă, nu vrea să urmeze tratament, nu vrea să aibă de-a face cu psihiatrii, spune că de fapt chestia asta doar îți coace creierul, asta este expresia ei, deci cu alte cuvinte refuză orice ajutor din partea psihiatriei. Cu toate acestea mai are câteva tentative de suicid și de asemenea automutilările continuă, dar fiind o persoană inteligentă își maschează foarte bine aceste automutilări. Poartă cămăși cu mânecă lungă și un comportament specific pe care l-am mai întâlnit și la alte persoane este faptul că în timpul jocurilor sexuale cu partenerii îi convinge pe aceștia să o rănească, să o taie cu lame, cu cuțite și așa mai departe. Bineînțeles, tăiturile sunt superficiale, dar există. Deci, cu alte cuvinte, mecanismele de self-harm și strategiile folosite până la urmă capătă fel și fel de conotații în așa măsură încât încearcă să se automutileze sau, dimpotrivă, îi determină pe alții, manipulându-i, să o rănească în diferite jocuri sexuale. Bun. Toate aceste lucruri până la urmă, teama de abandon, problemele interpersonale, pentru că haideți să fim serioși, în momentul în care există o persoană care este instabilă emoțional, nici partenerul nu poate să investească cumva în ea. I-au creat o mare teamă de abandon, adică de fapt oricum era acolo o schemă foarte puternică și exact acea profeție care se auto-împlinește, ca și în cazul multor altor pacienți cu tulburare de borderline de personalitate, s-a adeverit și era părăsită în mod curent. Pentru că, ok, în momentul în care partenerii vedeau astfel de lucruri, pe mulți ani grozit chestia asta, de a o tăia, ea fugeau mâncând pământ în momentul în care vedeau chestia asta. Și atunci, bineînțeles că ea își întărea schema de abandon, nu realiza că, de fapt, comportamentul ei este problematic. Din nou ne întoarcem la partea de egosintonie. Acești pacienți nu sunt conștienți că au niște comportamente disfuncționale din cauza caracterului egosinton al tulburării. Cu alte cuvinte, este clar că până la urmă această schemă cognitivă legată de abandon era menținută până la urmă de comportamentul partenerilor care, bineînțeles, nu intrau într-o relație stabilă cu ea sau, dimpotrivă, o părăseau. Bun. Dacă ne uităm până la urmă la evaluare, observăm faptul că alături de tulburarea borderline avem o tulburare depresivă majoră și avem până la urmă și atacul de panică. Și acum eu vreau să inițiez o discuție. Eu înțeleg foarte bine chestia asta de legare emoțională. O folosesc și eu în tulburarea borderline de personalitate. Dar întrebarea mea este următoarea. Dacă pacientul prezintă anxietate foarte puternică, cum ar fi tulburarea de panică, dacă prezintă un episod depresiv major, cum mă pot ocupa eu de personalitate? Cum pot eu să abordez partea de scheme? Cum pot să abordez partea de credințe? Când de fapt omul spune, dar nu pot să respir, că fac atacuri de panică din 10 în 10 minute. Deci este nonsens și eu cred că de fapt trebuie să ne întoarcem un pic la baze și să ne reamintim că prima oară trebuie să rezolvăm atacul de panică și depresia. Altfel lucrăm în van. Altfel o să ne zică, dar nu simt nimica. Păi nu simți nimica, de fapt, și nu ai efect terapeutic pentru că n-ai lucrat pe anxietate și pe depresie. Haide să fim serioși. Aceste tulburări nosologice sunt entități separate până la urmă. Ok? Și partea de borderline, de manifestare simptomatologică a personalității în relația cu mediul este altceva. Drept urmare, atenție foarte mare. Poate sunt eu old school, dar îmi place să fiu așa pentru că chiar funcționează. Degeaba încerci să stabilești o relație terapeutică cu un om, încercând să folosești brizuri psihologice, da? Dacă el nu simte progres. Vrei să relație terapeutică cu el? Fă-l bine.
Fă-l bine și în 3 ședințe și pacientul cu borderline, dacă simte cea mai mică, cel mai mic progres de fapt, va fi extrem de compliant. Ei, lucrează aiurea alături pe chestii conexe și du-te la chestii avansate și vei vedea că nu va ține. Deci bazele sunt foarte importante pentru că atâta timp cât omul nu schimbă de fapt un gând automat vis-a-vis de o situație, nu poți modifica structurile profunde. E la fel cum mai merge la chirurgia non-invazivă și ok, scoți afară colicistul. Dar când trebuie să faci un transplant, nu mai poți să aplici terapia non-invazivă, nu? Așa e și aici până la urmă. Okay? Sunt stadii în care trebuie să vedem unde intervenim. Și primul lucru, aplicăm chestii non-invazive, după care intrăm cu chestiile profunde. O mare greșeală pe care observ de fapt și la supervizați și la alți colegi este faptul că ei intră direct în structura personalității. Și când ai atins acolo schemele acelea disfuncționale, dacă vreți o analogie, la fel cum a merge la stomatolog și ar lucra pe canal fără să ne dea anestezie. Păi normal că pacientul începe să reziste, normal că pacientul devine extrem de sensibil, normal că pacientul până la urmă începe să opună rezistență. E o chestie normală. Oricare dintre noi, dacă cineva ne-ar atinge o coartă sensibilă din planul personalității sau din plan cognitiv sau afectiv, am reacționat la fel. Drept urmare, este foarte important că pe lângă tulburarea de personalitate investigați foarte bine partea de fostă axă 1, pentru că s-ar putea că acolo să găsiți lucruri care, dacă le rezolvați, relația terapeutică va fi extrem de puternică, pentru că cineva care se simte mai bine după ce a lucrat cu tine va avea încredere să lucreze cu tine pe imagery scripting, va avea încredere să lucreze cu tine pe tehnici experiențiale, va avea încredere să lucreze cu tine în expunere și mai departe. Cine nu simte de fapt acest mic progres, este imposibil să se abandoneze, că tot să spună ok, tu ești profesionistul, fă-mă bine. Nu merge așa. Și atunci, ideea este următoarea. În acest caz, ăsta a fost diagnosticul până la urmă. Și dacă ne uităm un pic la, uitați-vă care este diferența, dacă ne uităm un pic la conceptualizare, aici e o mare diferență. În primul rând, am legat așa, am legat părinți abuzivi, extrem de critici și detașați emoțional. Asta este fondul, de fapt, da? Care ce face? Mediază o traumă psihologică la 6 ani, abuz fizic legat de tatăl ei, care necesită îngrijiri medicale până la urmă, mama este pasivă, nu intervine niciun fel. Păi lucrurile astea nu dezvoltă scheme până la urmă când tata mă bate și mama nu mă apără. Nu e normal să gândesc că de fapt toți mă vor părăsi și că nu sunt bună de nimica? Deci cu alte cuvinte, aceste scheme cognitive chiar există pentru că ele se dezvoltă în interacțiunea deficitară a copilului cu mediul. Și aici vorbim de o traumă până la urmă pentru că ea, chiar dacă nu este un PTSD, atenție, hai să facem diferența, nu vorbim despre entitate nosologică separată, vorbim despre o microtraumă care se activează în contexte similare, în care ea simte că, de fapt, în prezent cineva nu-i acordă atenție. Și atunci, bineînțeles că, de fapt, schemele cognitive determină niște gânduri automate. De gen, nu am valoare, sunt un nimeni, semnificația, nu merit să trăiesc. Și atunci, ce apare? Apare tristețe și furie marcantă. Cu alte cuvinte, atacul de panică recurent l-am pus deoparte, pentru că el nu este un mediator. El este, de fapt, un rezultat al acestei procesări informaționale. Bun, și după aceea ce vedem sus? Păi din cauza faptului că există aceste gânduri automate, determinate de scheme și există și această tristețe și furie marcantă, plus acel vid interior, relațiile interpersonale sunt problematice. Și când relațiile interpersonale sunt problematice, apar comportamente automutilante, pentru că ea cum să facă față? E singurul comportament pe care îl știe. Și asta ce face? Păi bineînțeles că de fapt, la nivelul gândurilor automate, nu am valoare și nu am sens. Ce determină? Reacție șoate, pentru că, de fapt, cine ar vrea să stea în relație cu o persoană care nu are valoare? Asta se vede, de fapt. Asta se vede la nivel comportamental. Dacă ne uităm cumva la mediere, ne dăm seama că, de fapt, aici mediatorul este reprezentat cumva de gândurile automate negative, determinate, cu alte cuvinte, de schemele personale pe care această persoană le are. Iar comportamentele, până la urmă, sunt rezultante ale acestei procesări informaționale. Cu alte cuvinte, ok, bun, întrebarea este, fac debate în această zonă? Păi bineînțeles că fac. Bineînțeles că fac, pentru că de fapt e un gând legat de nu am valoare. Cum pot să ajut pe cineva experiențial să-și dea seama că are valoare? Îi pot intra în creier să-i modific de fapt settingul mental? N-am cum. Singura chestie este să de fapt să ne uităm la lucrurile în care ea chiar funcționează bine, iar la nivel funcțional are un job, chiar dacă are probleme cu șeful ei, are un job. Sunt lucruri, sunt ancore de care ne putem lega. Drept urmare, la nivel de intervenție, primele 10 ședințe s-au bazat pe modelul cognitiv al lui Beck. Deci, cu alte cuvinte, a mers pe modelul clasic din depresie până la urmă, atingând tangențial până la urmă și partea legată de atacurile de panică. Din ce motiv? L-am enunțat anterior, nu o persoană. Am avut probabil 10 de pacienți cu tulburare borderline de personalitate și partea asta de reglare emoțională mie mi se pare o chestie foarte sensibilă, pentru că dacă aplici un lucru care ține de reglare emoțională fără să restructurezi cognitiv înainte, s-ar putea ca efectele să nu fie cele scontate. De urmare, după ce am lucrat pe acest mod de intervenție,
Am acordat o mare influență și aici vă rog să fiți foarte atenți. Aceste tulburări de personalitate oricum sunt impulsive, cum aminteau și colegele mele, datorită faptului că la nivel dopaminergic există un exces. E dovedit deja chestia asta, nu? Faptul că la nivel dopaminergic clusterul B este mult mai impulsiv. Ei, peste această impulsivitate, dacă se așterne și se suprapune și o depresie, riscul suicidal crește exponențial. Drept urmare, primul lucru pe care trebuie să-l faceți în fiecare ședință, înainte de a începe să lucrați, este să identificați și să evaluați riscul suicidal. Dacă observați că este criză suicidară, în acel moment interveniți, abandonați orice plan legat de intervenție și interveniți pe managementul crizei suicidare, pe managementul riscului, că poate nu este criză suicidară, poate sunt automutilări. Da? Și trebuie să reglăm pacientul, trebuie să mergem pe tehnici de grounding, luăm din DBT și așa mai departe. Ok, din nou ne întoarcem la perspectiva legată de flexibilitate. Adică nu este de fapt un protocol care merge din punctul A, B, C și ajunge în punctul Z, ci de fiecare dată trebuie să fim atenți la itemii critici care ne pot semnala că acolo este o problemă. Lucrurile astea trebuie rezolvate foarte bine pentru că altfel putem să ajungem în zone extrem de complicate. Bun, ok. Acum ce trebuie să știți foarte bine? Dacă ne referim un pic la reglare emoțională și aici hai să ajungem un pic în zona de reglare emoțională. Reglare emoțională o putem face după modelul gros. Merge foarte bine, da? Cu siguranță știți care e modelul gros de reglare emoțională sau mai putem face reglare emoțională într-un anumit fel. Mie îmi place foarte mult să fac reglare emoțională folosind comportamente. Mie mi se pare că dacă un om testează în viața lui de zi cu zi un anumit de comportament, îi putem schimba setting-ul mental prin schimbarea emoțiilor. Cu alte cuvinte, în momentul în care pacienta vine și relatează, iarăși m-am tăiat. Ok, hai să vedem un pic. Înțeleg faptul că și întăresc, lucrez rogersian, întăresc foarte bine chestia, înțeleg faptul că ți-a fost foarte greu, îmi dau seama că a fost o situație dificilă pentru tine. Hai să vedem un pic. Cum te-ai simțit după? Prima oară trebuie să evaluăm postum evenimentul. Păi m-am simțit foarte vinovată, m-am simțit foarte rău, din nou mi-am zis că n-am nicio valoare, că nu reprezint nimic, că sunt un nimeni, că vreau să mor. Ok, bun, să înțeleg că de fapt în acel moment te simțeai cumva într-un sens negativ din perspectivă emoțională. Da, bun, cum am putea schimba chestia asta? Și intrăm cu tehnici de grounding. Ok, nu te mai tăia, bagă-te sub duș, ia-ți gheață, bagă-ți degetele, țineți mâinile în gheață și așa mai departe. Orice tehnică pe care ea o poate folosi la nivel comportamental care să-i distragă de fapt atenția. Sunt tehnici folosite și în DBT. Bun, integrate de fapt într-un astfel de intervenție voastră pe proces e foarte eficientă pentru că de fapt pacienta concomitent din discuțiile pe care le ai cu ea în cabinet sau pacientul, testează după aceea în viața reală anumite tehnici. Unor vin și spune, ok, a ținut, altor vin și spune, n-a folosit chestia asta. Nicio problemă, trebuie să fim flexibili. Dacă noi avem propriile noastre gânduri automate legate de faptul că ar trebui să funcționeze ceva, s-ar putea să fim foarte dezamăgiți și lucrurile să meargă extrem de rău, mai ales cu pacienții ăștia. Cu alte cuvinte, aveți grijă mare la standardele voastre, pentru că niște standarde foarte ridicate s-ar putea să fie extrem de dăunătoare. Bun. Și atunci, care au fost obiectivele pe care le-am stabilit? Să diminueze disconfortul cauzat de depresie și anxietate, primul. Deci, cu alte cuvinte, din discuția pe ea, cu ea asta am identificat ca fiind o problemă care trebuie modificată. După aceea, obținerea unui echilibru emoțional pe o perioadă mai îndelungată, destul de tricky, gestionarea eficientă a comportamentelor impulsive riscante, un obiectiv realist și important, și cel mai dificil, îmbunătățirea sferei relațiilor interpersonale. Ceea ce este foarte important, toate obiectivele au fost stabilite sub raport SMART. Deci, cu alte cuvinte, să putem să le măsurăm, să fie realiste, întinse în timp și așa mai departe, pentru că altfel, mai ales într-o astfel de tulburare, dacă nu lucrăm pe obiective concrete, atenție și nu sub formă de structură sau sub formă de rigiditate, dimpotrivă, foarte flexibil, dar este nevoie ca de fiecare dată să revenim cumva la obiectivele stabilită de comun acord cu pacientul și să spunem, ok, este foarte important ce povestești, dar hai să vedem care este scopul întâlnirilor noastre. Pentru că eu o să vă duc în toate zonele, și interpersonale, și personale, și afective, și așa mai departe, motiv pentru care este foarte important să stabilim niște obiective sub sferă comportamentală. Bun, acum e clar că până la urmă fuziunea era foarte ridicată în cazul ei și ea se considera borderiță. Pentru că așa auzit de la alți terapeuți, așa auzit de la medici, eu sunt borderiță. Da? Eu sunt borderiță pentru mine oricum. Eu nu știu că de fapt ce înseamnă borderline, e o tulburare foarte severă. Ok, nu ești borderiță, tu ai o tulburare borderline de personalitate, e o diferență foarte mare. Ok, și efectiv am luat cazuri de vedete care suferă tulburare borderline de personalitate, de situații din viața publică, de alți pacienți care s-au descurcat până la urmă și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, din experiența mea, bineînțeles, o autodezvăluire controlată, fără să dau numele pacienților și așa mai departe, ci doar că, ok, am avut pacienți care s-au confruntat cu aceste lucruri și care au depășit cumva aceste situații cu puțin ajutor, cu puțină susținere. Inocularea speranței este foarte importantă.
este foarte importantă pentru că dacă pacientul nu are speranță în astfel de situații ca cele descrise aici, este foarte dificil să schimbe ceva. Și cel mai important lucru, de fapt, e acel exercițiu de conștientizare a emoțiilor pe care Alina l-am amintit înainte și ăsta, de fapt, l-am aplicat. În ce manieră? I-am pus 4 scaune, așa cum știți voi din gestalt terapii, da? Sau din schema terapii, dar aici e diferit, și pe fiecare scaun a lipit o etichetă. Ok? Anxietate, furie, da? Vinovăție și așa mai departe. Pacienta stătea frumos pe primul scaun, pe care n-am pus nimic, era un scaun gol, și discutam cu ea. Eu stăteam, uite, așa în fața ei și discutam cu ea. Mă lăsam și da, așa, în genunchi, da? Și discutam cu ea. Și în momentul în care atingeam un punct sensibil și o vedeam care are reacția fiziologică și emoțională, spunea, ok, ce simți acum? Mă simt neliniștită. Mută-te pe scaun, anxietate. Ok, aceste modificări structurale, aceste modificări comportamentale ajută pacientul să-și pună, de fapt, emoțiile în corelație cu gândurile și cu corporalitatea. Pentru că asta e foarte important aici. Acest exercițiu repetat de mai multe ori, bineînțeles că a ajutat-o pe ea să înțeleagă de fapt fiecare emoție, să nu vă gândiți că a devenit un expert în emoții sau în inteligență emoțională, dar a contat foarte mult pentru că a reușit, după multe ședințe de terapie, să spună simt furie, simt anxietate, simt tristețe, simt asta, ceea ce e incredibil pentru o tulburare de persoane borderline. Nu știu dacă, cu siguranță mulți dintre voi știți cum e să lucrezi cu astfel de pacienți și ce înseamnă ca pacientul să verbalizeze și să reușească să-și identifice emoțiile până la urmă. Ok, bun. Ceea ce este foarte important și ce mai vreau să amintesc, pentru că timpul curge foarte repede, tehnicile, am adăugat pe lângă tehnicile din ACT, am adăugat și tehnici care sunt specifice schema terapiei și în special mie îmi place foarte mult această tehnică a lui ARTS, Image Rescripting, care poate fi foarte ușor adaptată la terapiile cognitive și comportamentale, cu alte cuvinte discuția dintre sinele prezent și sinele trecut, pentru că acolo e problema. În această tehnică în care noi trebuie să fim pregătiți în primul rând, pentru că noi ca terapeuți s-ar putea să avem niște scheme pe care nu le conștientizăm și niște reacții extrem de intense, în acest exercițiu, până la urmă, este important, de fapt, să luăm apărarea copilului care este vulnerabil, să-l validăm emoțional, să reușim cumva să reușească să înțeleagă că acea vinovăție inconștientă pe care o poartă de ani de zile nu este reală și nu-i aparține. Și ăsta este un lucru extrem de important în astfel de intervenții. Bun. Ceea ce a fost foarte important este că nu am avut structură. Deci am lucrat cu ea foarte liber, chiar dacă am dezbătut gândurile automate negative și am sărit după aceea la evitarea experiențială și după aceea am sărit la acceptare și mai departe. Ideea este că nu am avut structură, am lăsat-o să se simtă liberă în terapie. Și de fiecare dată am punctat stările emoționale. Când ai mai simțit de fapt acest lucru pe care îl simți față de mine undeva în trecut? Da? Și aici ne gândim și la tehnicile din terapia multimodală și integrativă, din modelul elaborat de către domnul profesor David. Da? E foarte important să facem acest pot peste timp în care să ne dăm seama când pacientul a mai simțit aceleași lucruri în relație cu persoane semnificative din viața lui sau a ei. Și dacă ne uităm puțin la partea de progres, după 30 ședințe, e clar că atacul de panică și depresia, ele s-au remis. Cu toate acestea, ceea ce mai există, de fapt, în cazul pacientei, este această tendință de a se automutila. Creierul face foarte greu față și nu sunt sigur că din când în când nu adoptă astfel de comportamente. Ideea este că în prezent este stabilă și are o relație de 6 luni care încă este ok, deci acolo lucrurile merg bine și este funcțională în rolurile sociale, profesionale, ceea ce deja pentru o tulburare borderline este foarte important. Ceea ce vreau să subliniez este din nou calitatea relației terapeutice. Și trebuie să fim și trebuie să spunem acest lucru. Această persoană este o persoană cu o inteligență peste medie și de fiecare dată inteligența reprezintă în tulburarea borderline de personalitate un factor rezilient. Dar nu numai aici. În majoritatea tulburărilor de personalitate sau în majoritatea tulburărilor din psihopatologic, inteligența reprezintă un factor rezilient. Pentru că, de fapt, poți să lucrezi pe niște conținuturi pe care pacientul le înțelege. Nu înseamnă că alți oameni care nu au același nivel de inteligență nu înțeleg, de fapt, aceleași lucruri, dar la nivel conceptual lucrurile pot fi cumva pătrunse, pot fi cumva percepute destul de adânc, ceea ce facilitează cumva progresul terapeutic. În concluzie, este important și să avem un pic în vedere faptul că acest tip de abordare bazat pe proces este eficient în tulburările de personalitate, dar că în mare parte depinde foarte mult și de noi să ne focusăm atât pe conținut cât și pe context, dar mai mult pe context decât pe conținut pentru a avea un rezultat terapeutic scontat. Și eu vă mulțumesc!